Salutare tuturor, sunt eu, Andra, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vreau să vorbim despre mișcarea pe care putem să o facem chiar la noi, acasă. Să știți că ceea ce urmează să vă spun în acest videoclip am mai spus în trecut și persoanelor apropiate, însă se pare că nu prea a avut efect ceea ce eu am povestit și ceea ce eu am propovăduit în ceea ce privește mișcarea la domiciliu. Așa că despre asta vreau să vorbesc astăzi, despre sportul făcut în casă, și trebuie să luați acest videoclip exact ca ceea ce este părerea unei fete care are o cameră și acces la internet. Nu sunt specialistă în fitness, în nutriție sau în orice astfel de domeniu, însă cred eu că pentru a vă spune lucrurile pe care urmează să vi le spun, nu este nevoie să fii specialist în nimic, trebuie doar să fi trecut prin lucrurile acelea, să le fi experimentat, iar eu vă spun acum pur și simplu experiența mea cu sportul acasă. Acum că am terminat cu discul patul, partea mea favorită din orice videoclip, vreau să vă spun și să intru în subiect, să vă spun când am început eu să fac sport acasă. Prima dată când am început să fac sport acasă, cred că se întâmpla în urmă cu vreo 12 ani, când am început să iau în greutate. Până atunci am avut o greutate ideală, spun eu, pentru înălțimea mea, însă odată ce am venit în București și a trebuit să mă adaptez la viața nebună de aici, am început să mănânc mai mult decât trebuia și, prin urmare, am început să iau și în greutate. Că am luat în greutate, mă rog, s-a întâmplat, se întâmplă. Însă a trebuit să iau și măsuri, nu? Și mi-am cumpărat o bicicletă eliptică sau mecanică, nu știu exact cum îi spun, o bicicletă din aceasta statică pe care poți să faci sport acasă. Și pe bicicleta aceea am început eu să fac sport și prin reducerea caloriilor zilnice am reușit să slăbesc și să mă simt mai bine în pielea mea. Însă dacă ați avut sau dacă aveți bicicletă statică, știți că după un timp vă plictisiți de ea și ajunge să fie doar un simplu stativ pentru haine, ceea ce s-a întâmplat și în cazul bicicletei mele. Nu am mai folosit-o mult timp după ce am slăbit atunci, pentru că am făcusem alte obiceiuri, mergeam în Herăstrău, stăteam aproape de Herăstrău, de un parc, și mergeam acolo, făceam câte 10 km de fiecare dată când aveam ocazia. Așa că am uitat cu desăvârșire de bicicletă, până la urmă am dat-o mai departe pentru că nu făcea decât să ocupe spațiu, în schimb am decis să o înlocuiesc cu un stepper. Și la fel, stepperul este foarte util, am avut și stepper, l-am folosit și pe acela ce l-am folosit, după care bineînțeles că am uitat de el și a început să mă plictisească. Lăsăm în urmă aventura cu aparatele mele de fitness și ajungem în momentul în care am descoperit pe YouTube anumite fete, anumite domnișoare care te învățau, care te îndemnau să faci alături de ele exerciții în timp ce stăteai acasă. Vă dați seama că acum 10 ani de-abia apăruse YouTube-ul sau, mă rog, era oricum pe la început și acest lucru era wow! Am fost fascinată de treaba asta, eu oricum am fost fascinată întotdeauna de YouTube, însă mi-a plăcut ideea să dau drumul pe un buton la laptop și să urmăresc cum făceau anumite fete exercițiile, eu să mă iau după ele și să mă simt și să arăt și bine. Iar toate lucrurile astea gratis. Și așa am experimentat eu mai multe programe de fitness online și așa am ajuns eu să am niște programe preferate pe care vreau să vi le recomand și vouă în continuare. Însă înainte de a ajunge să vă recomand nominal niște persoane după care puteți să vă luați și să faceți mișcare chiar la voi acasă, aș vrea să împărtășesc cu voi câteva motive pentru care mie mi se pare varianta ideală să facem sport acasă și ce putem face pentru ca acest lucru să ni se pară mai atractiv. Bineînțeles, repet, lucruri în experiența mea, lucruri pe care eu le-am făcut și care m-au motivat și sper să se întâmple același lucru și cu voi. Vă spuneam că eu am mai încercat să corup persoane să facă sport acasă, însă toate aveau o scuză pentru nu a face acest lucru. Toată lumea mă felicită că eu fac acest lucru, însă nimeni nu vrea să însușească acest obicei pentru că au în cap fixate diferite scuze. Scuza cea mai frecventă pe care o aducem toți când vine vorba să facem mișcare este aceea că nu avem timp.
În fine, dacă alegi să faci sport acasă, nu prea văd cum nu îți găsești 15-20 de minute pe care să le folosești și să faci sport acasă. Dacă ar fi să mergem la o sală, atunci înțeleg, pentru că ai nevoie de timp. Ai nevoie de timp pe care îl petreci la sală până acolo, apoi acolo trebuie să te schimbi într-un echipament adecvat, apoi când pleci din nou să te schimbi, din nou timp pierdut pe drum. Aici, da, cred că ar putea să funcționeze această scuză că nu avem timp. Însă atunci când vine vorba de sportul făcut în casă, când singurul lucru pe care îl avem de făcut este să ne ridicăm de pe canapea, să dăm play unui program pe YouTube și pur și simplu să urmărim acolo pas cu pas ce se întâmplă și să executăm. De aceea nu am înțeles niciodată de ce oamenii care vor să facă sport, care zic cel puțin la nivel declarativ că vor să facă sport, dar nu reușesc să facă acest lucru în propria lor casă. Țin minte că prima dată când am descoperit eu aceste programe online pe care le urmăream pe YouTube, nu aveam televizor, ci aveam un laptop. Și după acel laptop mă uitam și făceam exercițiile. Și că toată mai mergeam în vizită la câte cineva, noi atunci steam într-o garsonieră și nu aveam televizor, nici nu ne-am dorit de fapt să avem televizor atunci, însă mergeam în vizită la diverse persoane și vedeam televizor din acestea mari LED sau cum le zice și singurul meu gând când le vedeam era cât de frumos ar fi să faci mișcare uitându-te pe un televizor din acesta mare. În fine, timpul a trecut, acum am și un televizor mare și, într-adevăr, dacă aveți posibilitatea să vă conectați la YouTube și să vă uitați pe un televizor mare la aceste programe, altfel veți urmări pașii și altfel vă veți simți mai integrat acolo în tot ceea ce se întâmplă. Așadar, dintre toate scuzele pe care le puteți folosi să nu faceți sport acasă, aceasta cu nu am timp mi se pare cea mai ușor de demontat. De cele mai multe ori, tot ce trebuie să facem este să ne ridicăm de pe canapea, să ne forțăm puțin. Atenție, eu nu vorbesc aici de persoanele care au restricții în a face mișcare, despre persoanele care au diverse boli cronice. Să nu țineți cont de ceea ce zic eu, dacă vreți vă uitați de curiozitate, însă eu nu îndemn la mișcarea de niciun fel, decât persoanele care sunt sănătoase, care sunt apte să facă acest gen de mișcare. În rest, cred că suntem cu toții aici niște oameni înțelepți și știm ceea ce ne face bine și ceea ce ne face rău. Eu pur și simplu vorbesc despre oamenii care sunt sănătoși, care și-ar dori să facă mișcare, însă își inventează tot felul de scuze. Eu sunt aici să vă motivez să lăsați scuzele și să faceți sport acasă. Mână în mână cu scuza că nu avem timp, este scuza că nu avem bani. Ei bine, din nou, dacă găsești un program gratuit pe YouTube, nu ai nevoie de bani. Pentru a face sport acasă, nu aveți nevoie decât de un acces la internet și nici măcar de acelea, că până la urmă genuflexiuni putem să facem cu toții și nu avem nevoie să ne arate cineva. De asemenea, în discuțiile pe care eu le-am purtat cu oameni din jurul meu, am înțeles că preferă să nu facă sport sau evită să facă sport sau le este greu să se angreneze într-o activitate din asta pentru că nu au nu știu ce echipament. Din nou, pentru a face sport acasă nu ai nevoie de niciun fel de echipament. Poți să faci sport în pijamale, poți să faci sport într-un training de casă, nu ai nevoie de cine știe ce echipament, deși acest lucru ajută și revin eu mai încolo asupra acestui aspect. Așadar, scuzele nu am timp, nu am bani și nu am echipament pentru a face sport, pentru a merge la o sală și a face activitate fizică, nu își au rostul atunci când vorbim despre sportul pe care putem să-l facem la noi acasă. O altă concepție pe care o aud este aceea că eu sunt slab, sunt slabă și nu am eu nevoie să fac sport, să facă cine are nevoie. Ei bine, aici este un alt lucru pe care eu îl consider exagerat, pentru că până la urmă când facem mișcare nu este vorba de a fi slab sau de a fi gras. Eu când fac sport, niciodată nu am făcut sport pentru a slăbi. Știu foarte bine că pentru a slăbi trebuie mai întâi să reduci aportul caloric, iar apoi sportul vine așa ca o frișcă pe care o pui deasupra unui tort și te ajută să te simți mai bine, să ai energie și, într-adevăr, să slăbești frumos, să fii tonifiat în timp ce slăbești, să nu ți se lase
pielea să ai niște mușchi ferm pe tine, să ai o carne tare, cum se zice, și de aceea îmi place să asociez sportul în perioadele în care încerc să scap de câteva kilograme, însă sportul nu înseamnă automat și slăbit și sportul nu se face doar atunci când vrem să slăbim. Sportul trebuie să fie așa o activitate care să facă parte din viața noastră curentă. Aici vă dau exemplu fără rețineri pe mama mea, care face sport de ani buni în fiecare zi, fie pe bicicletă din această statică despre care vorbeam mai devreme, fie că iese afară și face cel puțin 10-15 mii de pași. Ea face acest lucru în mod constant și nu este prea slabă sau foarte slabă, este o femeie care arată bine și care face sport pentru că a înțeles beneficiile pe care acest sport le are în primul rând asupra sănătății. Așa că vă recomand să faceți sport, indiferent dacă sunteți slab, dacă sunteți gras, sportul vă ajută și mai ales dacă aveți câteva kilograme în plus, iar acest lucru l-am experimentat pe propria mea piele. Au fost perioade în care luasem considerabil în greutate, însă făceam sport sau acasă sau mergeam foarte mult afară, făceam kilometri întregi mergând și făcând acest lucru aveam un tonus al musculaturii foarte bun, aveam, exact cum vă spuneam, carnea strânsă tare pe mine și acele kilograme nu se observau. Revin acum la subiectul principal și anume sportul făcut în casă. Poate până acum ne găseam noi de făcut mișcare și prin alte părți, însă acum trecem printr-o perioadă și explic celor care se vor uita în viitor la acest videoclip, trecem printr-o perioadă în care suntem cu toți în carantină, în casă. Nu avem posibilitatea să ieșim afară și să facem sport, așa că acum mai mult ca niciodată cred că o să vă folosească recomandările mele. Vă spuneam că pentru a lucra acasă nu ai nevoie de echipament. Însă, dacă aveți posibilitatea să vă cumpărați un echipament, cred că acest lucru vă va motiva mult mai mult. De ce spun asta? Unul din motivele pentru care oamenii se duc la sală, cred eu, cel puțin eu când mergeam la sală, asta simțeam, era sentimentul acela de apartenență. Atunci când te îmbraci conform rolului pe care urmează să-l joci, te simți cu totul altfel. Așa și eu când mergeam la sală și îmi puneam sneaker și special pe care aveam pentru sală, îmi puneam echipament special de sală, în fine, te simți acolo că aparții locului, te simți că faci ceva interesant, că aparții unei comunități cool, în fine, știți despre ce vorbesc. De aceea, dacă ați vrea să faceți sport acasă, dar vă mai trebuie ceva așa, o motivație în plus, eu vă recomand să vă luați un echipament de sport. Acum vă voi arăta ce echipament de sport am eu pentru acasă. Am nevoie de un tricou din acesta. Eu am aici 3 pe care le-am avut la îndemână. Cu siguranță am mai multe prin șifonier, însă nu le-am scos chiar pe toate. Sunt tricouri din acestea din poliester. De ce sunt recomandate aceste tricouri dintr-un fel de plastic până la urmă? Pentru că nu rețin transpirația în ele și, prin urmare, nu veți sta cu tricoul ud în spate și nu veți răci sau, eu știu, nu veți avea senzația aia de disconfort în timpul de ud în spate sau, mă rog, în zonele pe unde se transpiră atunci când se face sport. Acest tip de tricou, să știți că se găsește peste tot, acum probabil că va trebui să-l comandați online, însă se găsește în orice hipermarket și sunt foarte ieftine, în jur de 20, 30, 40 de lei maxim un tricou de acesta și sincer eu acum am aici o groază, însă voi nu aveți nevoie, măcar unul dacă aveți, se spală foarte repede, nu aveți nevoie să faceți cine știe ce colecție de echipament sportiv. Însă atunci când vă îmbrăcați într-un tricou din acesta, sunteți și mai ușor, nici nu stați cu sudoarea în spate și așa mai departe. Apoi, vă recomand acest tip de pantaloni. La fel, acești pantaloni, i-am cred că de vreo 7-8 ani, cumpărați din Lidl, sunt folosiți și spălați de zeci de ori în atâți ani. Apoi mai am pe aceștia, aceștia sunt de la Decathlon, cred. Aceștia cred că sunt tot de la Lidl. La fel și aceștia costă câțiva zeci de lei. Însă în momentul în care vă îmbrăcați într-o pereche de asta de pantaloni
și un tricou din acesta, imediat vă simțiți așa super sportiv, vă simțiți ușori, aveți altfel chef de a face sport. Vă spun asta dacă aveți nevoie de extra motivație. Eu am făcut mult timp sport în pijamale, pur și simplu. Însă, cu o dată cu experiența, am adăugat și eu câteva trucuri care îmi fac experiența asta mai frumoasă. Și printre acele trucuri se află și purtarea unei bustiere, aici vorbesc despre fete. Indiferent dacă vreți să faceți sport acasă sau la sală sau unde vreți să faceți, eu vă recomand să vă cumpărați o bustieră, aceasta este una din ele, mai am una sau chiar două, în fine, nu știu exact. Însă sunt extrem de utile, recomand aceste bustiere pentru că susțin pieptul și aveți alt sport când faceți sport și vă simțiți altfel. Dacă sunteți fete, știți de pe ce vorbesc. Prin urmare, eu vă recomand să aveți și o bustieră. Repet, puteți să faceți sport și în pijamale. Eu vorbesc aici cu voi așa și vă dau câteva sfaturi din propria experiență, ce mi-a îmbunătățit mie, ce îmi face mie mai ușoară și mai plăcută experiența de a face sport în casă. De asemenea, mai nou, folosesc acest, știi, Adidas pe care i-am primit cadou de la cumnata mea. Ea știe că sunt fan Nike. Îmi place foarte mult firma asta Nike, toți sneakers-ii mei sunt de la Nike. Îmi place logo-ul lor și îmi place sloganul lor mai ales, Just Do It. Și în ultima perioadă, zilele trecute, am făcut sport cu Adidas-ii. Însă, dacă nu aveți o pereche pe care puteți să o purtați în casă, vă recomand să aveți acest tip de șosetă. Este o șosetă care pe talpă, da, are un material cauciucat. De ce acest lucru? Pentru că este foarte posibil dacă faceți sport acasă în șosete normale să alunecați pe parchet, pe gresie. Iar acest tip de șosete împiedică acest lucru și veți avea o altă stabilitate. Fiindcă, bineînțeles, atunci când facem sport, facem tot felul de mișcări și nu am vrea să ne accidentăm din neatenție. Așa că vă recomand, dacă vă alunecă piciorul gol pe parchet sau gresie, să aveți o pereche de sneakers sau șosete din acestea antiderapante, cred că așa li se spune, pe care le folosesc mămicile pentru copiilor să nu alunece prin casă. E, același lucru trebuie să-l faceți și voi. La fel, eu am șosetele cumpărate din Decathlon, dar se găsesc și online, se găsesc peste tot. Am văzut că se pot face și acasă, dacă aveți pistol din acela de lipit. Am văzut tutoriale pe internet, se face așa o formă pe talpa șosetei și gata, ați obținut șosete antiderapante. O problemă care ar putea să apară atunci când faceți sport acasă este că, de exemplu, sărind cu acești Adidas pe parchet, veți face gălăgie. Și pentru a nu deranja vecinii, am descoperit câteva trucuri de-a lungul timpului. Cel mai bun lucru pentru mine a fost un covor cu spumă cu memorie. Acel covor cu spumă cu memorie, dacă sar pe el, atenuează foarte mult din zgomot. Dacă nu, încercați să faceți sport pe un covor, pentru că orice covor atenuează. Dacă nu sunteți amator de covoare, vă recomand ceva de genul acesta. Este o saltea de yoga și încercați să găsiți o saltea de yoga cât mai sănătoasă, care atunci când săriți pe ea să absorbă din șoc și să nu vă treziți cu vecinii pe la ușă. Deși eu tot timpul am zis că dacă vine vreun vecin la mine, nu a venit niciunul niciodată, m-a scuzat și le-a spune, vă rog frumos să mă scuzați, însă eu în fiecare zi sau de 5 ori pe săptămână sau cu ce frecvență fac eu sport, eu o să sar puțin în capul dumneavoastră, cum se zice. Și îmi pare rău, eu asta fac, nu vă deranjez cu nimic altceva, nu fac petreceri, nu țin prin casă, nu ne luăm la bătaie, e, dar jumătate de oră în fiecare zi o să sar puțin și o să mă auziți dumneavoastră. Și asta este. La fel și asta se găsesc la diferite prețuri, dacă nu v-am spus un covor, dacă nu niște șosete mai groase, dar atenție să nu alunecați,
În fine, deci dacă vi se pare că și asta este o problemă, aveți niște vecini mai dificili, se poate rezolva. Eu, de exemplu, îmi aleg programe care sunt necesită foarte mult să sar cu toată greutatea în podea. Sunt destule programe de acest gen și o să vă recomand câteva și în continuare. Însă, până atunci, continui cu echipamentul pe care eu l-am adunat de-a lungul timpului. De obicei, mie îmi place să fac programe din acestea online, care sunt bazate în special pe cardio. Însă, în timp, mai m-am documentat și eu și am înțeles că și ridicarea greutăților își are rostul ei și, prin urmare, mi-am cumpărat două gantere din acestea, două greutăți. Acestea cred că au un kilogram sau un kilogram jumătate, nu mai știu. Le am de ani și ani de zile. Prin urmare, dacă investiți într-o pereche din aceasta de gantere, le aveți foarte mult timp. Și acestea ajută la ridicarea greutăților, ajută la rezistență. Pentru că, după cum spuneam, poate nu mai avem nevoie să slăbim, nu mai avem nevoie de cardio, însă avem nevoie să fim anduranți, avem nevoie să fim puternici. Iar gantelele ne pot ajuta să facem acest lucru. Deci le am pe acestea pe care le folosesc eu. Și le mai am și pe acestea de 4 kg. Acestea de 4 kg le-am furat de la soțul meu, pentru care sunt prea ușoare. Însă pentru mine, în anumite etape, când aveam o condiție fizică mai bună și acestea deja nu mai mă solicitau, le-am folosit și pe acestea. La fel, și pe acestea le avem de foarte mulți ani și nu sunt foarte scumpe. Un alt echipament super simplu este coarda. Acesta este o coardă într-un fel special, pentru că în timp ce sari, are aici un monitor care îți monitorizează săriturile, îți spune de câte ori ai sărit și câte calorii ai pierdut. Acesta este o coardă. Să știți că nu am folosit o API, uite, s-a pornit. Uitați aici, asta voiam să vă arăt. Acesta este un aparat fitness accesibil și la îndemâna oricui. Însă eu nu am sărit niciodată coarda în casă. Dar chiar și în această perioadă în care suntem obligați să stăm în casă, avem voie să ieșim până în fața blocului cu câinele sau să luăm puțin aer și să sărim 10-15 minute coarda. Dintre tot ce v-am arătat, coarda am folosit-o cel mai puțin, însă o aveam prin casă și am vrut să vă dau o idee. Deci coarda este o idee foarte bună de a face mișcare. Ceea ce v-am arătat a fost doar o idee, să faceți o idee de ce ați putea să aveți, de ce ați putea să vă ajutați, cum ați putea să vă motivați pentru a face mișcare acasă, însă, repet, nu aveți nevoie de absolut de niciunul din lucrurile pe care vi le-am arătat eu aici. Puteți să faceți sport acasă, fără niciun astfel de echipament, gantrele pot fi cu ușurință înlocuite de sticle cu apă, umpleți o sticlă, două sticle de apă de câte un litru și pur și simplu le folosiți în loc de gantere. Eu le am și pe unele le am de mult timp, după cum v-am spus, și de aceea vi le-am arătat și de aceea le și folosesc, pentru că sunt la îndemână. Dar nu trebuie să le aveți și nu sunt neapărat necesare. Am ajuns la ultima parte în care efectiv vreau să vă recomand din experiența mea, pentru că am făcut sport după multe persoane, după multe programe pe care le-am găsit pe YouTube și în online și am ajuns să am câteva preferințe. O să vă spun aceste preferințe, dar bineînțeles că nimic nu este cu titlul obligatoriu și că voi puteți să studiați la rândul vostru piața programelor online de fitness și vă puteți alege de acolo persoanele care vă plac vouă. Însă eu am zis așa, în cazul în care v-ați uitat până acum la videoclip, stați în casă, vreți să faceți sport și nu mai aveți și răbdare, domnule, hai să mai caut pe cineva, să văd pe cine găsesc, să văd cine îmi place, cine nu îmi place. Eu o să vă spun câteva nume pe care voi puteți să le notați, să le căutați pe YouTube și mergeți cum ar veni la țintă. Un trainer pe care vi-l recomand și pe care îl urmăresc de când am început eu să fac sport acasă, deci vorbim de ani buni în urmă, este Tiffany Roth. Îmi place foarte mult de Tiffany pentru că este volubilă, are niște programe de fitness care îți mențin moralul în sus, parcă știe când ești pe cale să obosești și imediat îți spune un cuvânt de încurajare.
Așadar, căutați-o pe Tiffany Ross. Ea la fel are și un site pe internet unde puteți să intrați și să-i cumpărați și program de fitness și program de nutriție. Însă asta doar dacă vreți voi să experimentați mai mult și dacă vreți voi să o susțineți sau să vedeți ce face ea și pe partea aceasta de activitate plătită a ei. Însă dacă o căutați pe canalul ei de YouTube, veți găsi zeci de antrenamente de toate felurile. Dacă o urmăriți pe Instagram sau pe Facebook, face live-uri de la ea de acasă și vă puteți să faceți antrenament în același timp cu ea, ea fiind live de la ea de acasă. O recomand pentru că majoritatea dintre programele ei nu necesită cine știe ce echipamente. Are programe prin care învață lumea să se antreneze cu prosopul, cu sticle de apă, în fine. Nu aveți nevoie de nimic decât să o căutați pe YouTube. De asemenea, îmi place de ea că în programele pe care le are pe YouTube include și încălzire, include și exercițiul efectiv, include și exerciții de forță și exerciții de stretching. Și deși vă spuneam că Tiffany Ross include în antrenamentele ei și cardio și de rezistență, însă dacă vreți să vă concentrați doar pe partea de rezistență, vreți doar să fiți mai fit, să aveți mușchii mai bine definiți, vă recomand tot pe YouTube pe Rebecca Lewis. Cu greutăți, cu propriul corp, în fine, sunt mai greu de făcut. Și de aceea contează foarte mult să fie cineva care să mă motiveze. Rebecca Lewis este așa o englezoică care arată foarte bine, are un accent foarte cool și îmi place de ea. Te îndrumă și te antrenează în așa fel încât uiți de faptul că te antrenezi cu greutăți sau că faci niște lucruri un pic mai dificile. Până la urmă, cred că este important să vă găsiți și voi la rândul vostru persoane care să vă atragă și care să fie pe calapodul vostru. Însă pentru mine Rebecca Lewis este tipa la care apelez atunci când vreau să fac exerciții de rezistență. O caut pe YouTube și am, bineînțeles, și niște antrenamente preferate, însă nu o să vi le dau chiar așa mură în gură, pentru că trebuie voi la rândul vostru să descoperiți ceea ce vă place. Și mergem mai departe cu o nou descoperită, vorbesc aici de 2-3 ani, Leslie Stanson. Și de ce este Leslie Stanson atât de cunoscută? Este cunoscută pentru că ea a făcut o întreagă știință, o întreagă industrie din mersul pe jos în casă. Ați auzit bine? Ea are programe prin care pur și simplu mergi pe loc și faci alți pași alternativi, însă de bază este mersul. Site-ul ei se numește Walk at Home, la fel se numește și canalul de YouTube, se numește Walk at Home și acolo găsești diverse programe atât făcute de ea. Eu le urmăresc doar pe cele în care ea este antrenorul principal, însă acum are și discipoli care i-au suplinit locul, care la rândul fac antrenamente și perpetuează acest stil de viață. Este posibil ca acest tip de mișcare, cum ar veni pe loc, acest tip de mers pe loc, să fie puțin subestimat la început. Recunosc că și mie mi s-a părut un pic sub nivelul meu, să zic, însă dacă insiști și dacă faci mai mult de jumătate de oră, dacă ajungi să faci chiar și o oră din programele lui Leslie Stanson, vei vedea cât de mult se ridică pulsul, iar eu verific acest lucru prin Apple Watch-ul meu, ajunge ca pulsul să se ridice la 140, 150, 160. Deci atenție, activitatea este destul de crescută, activitatea fizică. Prin urmare și rezultatele vor fi pe măsură. Însă tot ce trebuie să faceți este să-i dați o șansă lui Leslie. Leslie este trecută de 50 de ani, nu este precum Tiffany sau Rebecca Lewis, nu ți ia ochiul așa. Însă ceea ce mă motivează pe mine este tocmai că ea are vârsta aceasta și arată impecabil și mai mult a făcut o întreagă afacere din mersul pur și simplu în casă. Dacă veți fi foarte pasionați la rândul vostru de ea, la fel, ea are niște programe, are niște DVD-uri unde puteți să vedeți la calitate mult mai bună toate antrenamentele ei, însă asta depinde de voi. Eu doar vă spun ceea ce știu și ceea ce cred eu că ar putea să vă ajute. Acum, în special pentru bărbați, ceea ce vă recomand să urmăriți pe YouTube, vă recomand să-l urmăriți pe Andu Preda, în special pentru partea de nutriție, și pe Alex Stoian. Aceștia sunt doi tipi care practică fitness-ul și acolo, dacă intrați pe canalele lor, veți vedea și exerciții și sfaturi și așa mai departe.
am zis că dacă cumva sunt printre voi și băieți și nu au chef să facă aerobic alături de fete de pe YouTube, atunci să tragă de greutăți alături de băieți de pe YouTube. Deci Alex Stoian și Andu Preda, pe acestea vi-i recomand prin prisma soțului meu, care îi urmărește și care crede că acești doi tipii au habar despre ceea ce vorbesc. Și acum veți spune: bine, tu ne spui de Tiffany Roth, de Leslie Sanson, de Rebecca Lewis, dar toate aceste tipe vorbesc în limba engleză și eu nu știu limba engleză. Dacă nu știți limba engleză, să știți că până la urmă nu trebuie să știți limba engleză, pentru că trebuie doar să urmăriți. Într-adevăr, vă ajută să știți limba engleză, pentru că ele încurajează în timp, și asta, de asta îmi place, că în timp ce faci sport cu ele și dacă ții pasul, ele te încurajează și din experiență presupun, ele știu când oamenii sunt înclinați să scadă din nivelul de activitate, când sunt înclinați să renunțe, iar atunci ele spun: nu renunța, poți să faci. Și mă rog, lucruri de acestea care, na, sunt puierile, însă ai nevoie de ele atunci când faci activitate fizică. Deci vă ajută să știți numai engleză, însă fără problemă puteți să urmăriți exercițiile și fără să înțelegeți ceea ce spun ele. Dar dacă vă deranjează acest lucru, am o recomandare pentru voi. La fel, o recomandare din experiența mea, și aceasta este Carmen Brumă. Carmen Brumă este excelentă pentru a face activitate fizică acasă, ea recomandă lucrul acesta, ea de exemplu nu merge la sală, Carmen Brumă face sport doar în aer liber și acasă. Prin urmare, găsiți la ea pe YouTube multe exerciții pe care puteți să le faceți pe canapea, pe care puteți să le faceți cu mopul, pe care puteți să le faceți cu prosopul, în fine, intrați la ea pe canalul de YouTube acolo și veți găsi multe, multe exerciții. De asemenea, contracost, o sumă modică, zic eu, în jur de 50-60 lei, puteți să obțineți videoclipuri cu exerciții pe care puteți să le faceți în casă, cu plan alimentar, însă, mă rog, noi vorbim doar despre exerciții. Acum să dai 50-60 de lei pe 8-9 antrenamente, nu știu câte exerciții exact primiți într-un program de acesta al ei, însă sunt exerciții pe care voi le primiți și pe care le aveți acolo până la adânci bătrânețe. Deci puteți să dați suma aceasta și puteți să le lucrați de 1000 de ori. Că ăsta este avantajul pe care l-ai atunci când lucrezi acasă, că nu trebuie să plătești de fiecare dată acel serviciu. Plătești odată și ai acele exerciții la infinit. Așa este și în cazul lui Carmen Brumă. Ea, bineînțeles, vorbește limba română. Bineînțeles, este modelul întruchipat a ceea ce predică. Puteți să-i cumpărați programele, puteți să o urmăriți pe Instagram sau pe YouTube. Acolo ea pune în mod constant exerciții. Așadar, acum consider că chiar nu mai avem niciunul nicio scuză și că nu știm ce programe să facem sau că nu știm către cine să ne îndreptăm. Bineînțeles, acestea sunt niște sugestii, acestea sunt niște puncte de pornire, iar odată ce voi veți fi angrenați în această activitate, vă veți găsi la rândul vostru oameni pe care îi simpatizați și pe care să îi urmăriți. Eu sper din tot sufletul că m-am făcut înțeleasă, sper că s-a înțeles că nu predic aici nimic, că nu impun nimănui nimic, că nu sunt cea mai în măsură persoană care să vă îndemne să faceți sport. Însă sunt o persoană care face, indiferent de greutatea ei, în mod regulat sport, fie că a mers pentru o mai scurtă perioadă la sală, ce-i drept, fie că a mers sute de kilometri pe jos, pe afară. Când eram în Elveția, cred că am făcut numai în Verbie sute de kilometri pe acolo prin Alpii Elvețieni, prin parcuri pe aici, prin București, nu mai zic, zeci de ore de sport pe care le-am făcut în casă. În fine, știu că viața e formată din perioade și perioade, însă de cele mai multe ori m-am forțat și mi-am găsit eu rutina asta de a face sport acasă, rutina care cred eu că ne ia din cale foarte multe din scuzele pe care le folosim atunci când facem sport. Am discutat în prima parte a videoclipului despre ele. Sper că v-a fost de folos videoclipul acesta, pentru că vă spuneam, deși eu spun aceste lucruri de foarte mulți ani persoanelor din jurul meu, multă lume mă admiră pentru acest lucru, însă puțină lume face acest lucru. Sper că printre voi am găsit câțiva oameni care sunt dispuși să încerce să facă sport acasă, însă eu nu am făcut-o doar de dragul de a avea un material și în această săptămână, am făcut-o pentru că eu, la rândul meu,
fac sport acasă, senzația pe care o ai imediat după ce faci sport nu poate fi înlocuită cu nimic și mai ales în perioada prin care trecem acum, repet, pentru cei care vă uitați în viitor la acest videoclip, suntem în perioada de carantină, este foarte important în ce formă fizică și în ce formă psihică vom trece peste această perioadă, așa că nu știu dacă recomandările mele în mod special vă vor ajuta cu ceva, însă măcar așa să știți că sunt persoane care în această perioadă fac sport acasă și că acest lucru este posibil și că puteți să faceți și voi acest lucru. Vă voi lăsa în descrierea acestui videoclip link-uri către canalele de YouTube ale tuturor persoanelor pe care vi le-am menționat aici. Puteți să mergeți pe canalele lor de YouTube să vă uitați puțin, să vedeți dacă și pe voi vă impresionează aceste persoane așa cum mă impresionează și pe mine. Dacă nu, eu sunt mulțumită că am dus acest videoclip la capăt, am încercat să fiu cât mai concisă și am încercat să fiu cât mai clară. Acum, dacă mi-a reușit, puteți să-mi spuneți voi în comentarii. Vă mulțumesc dacă v-ați uitat până acum la acest videoclip, vă mulțumesc dacă sunteți îngăduitori și luați partea bună a acestui videoclip. Dacă aveți sugestii altele față de cele pe care le-am făcut eu, vă rog să comentați. Acum vă las, vă pup și ne vedem data viitoare! Cezar! Cezar! Dai că trebuie să aștept să plece mașina de gunoi. Cezar! Cezar!